ocazia de a avea această discuție despre rolul bisericii în societatea românească, despre misiunea bisericii și acest parteneriat între biserică și societate și biserică și stat pe de altă parte. A fost o coincidență fericită, zic eu, că mâine vom participa împreună la evenimentul de canonizare al lui Andrei Șaguna și iată că ați decis și să purtăm această discuție cu o parte, zic eu, semnificativă din comunitatea sibiană despre această temă care există până la urmă în fiecare dintre noi. Eu sunt aici partea, să spun, pragmatică a participanților la această dezbatere. Îi mulțumesc și domnului profesor Radu Carp și de asemenea domnului profesor părinte Pavel și tuturor participanților la întâlnirea de astăzi, pentru că văd realmente niște prieteni, sprijinitori, militanți acestui subiect pe care noi îl abordăm astăzi. Și vă spuneam puțin mai devreme că văd aici oameni care pe mine personal, ca deputat de Sibiu, mă sprijină în acest demers de a reconsolida acest parteneriat între unitățile de cult și comunitate. De asemenea, mulțumesc tare mult și colegului meu, domnul deputat Știrbeț, care ori de câte ori poate se implică în această parte spirituală de sprijinire a unităților de cult în Sibiu și mi-a sprijinit de asemenea și cu organizarea evenimentului de astăzi. Nu o să insist foarte mult pe partea teoretică, pentru că dumneavoastră ați avut o expunere extrem de detaliată și profundă, dar aș spune că, în calitate de om politic vorbind aici, trebuie să spun că Partidul Democrat Liberal ar trebui să aibă vocația, așa cum spunea și dumneavoastră, a dialogului dintre societate și biserică, dintre societate și stat pe de altă parte, pentru că suntem membri ai Partidului Popular European, care formațiune care la nivelul Uniunii Europene contribuie la asumarea valorilor creștine religioase în ceea ce privește valorile relațiile sociale. Și contribuie într-o variantă modernă, fără a duce la o încălcare a separației de care vorbeați și dumneavoastră între stat și biserică. Tocmai pentru că proiectul legislativ pe care eu îl voi prezenta astăzi se referă la acest parteneriat între stat și biserică, aș face o precizare pe care eu am susținut-o în Parlamentul României, să vorbim nu doar despre biserică, pentru a se înțelege, pentru cam cum oamenii să înțeleagă că ne referim doar la Biserica Ortodoxă, ci să folosim termenul de culte la toate cultele recunoscute de lege în România, pentru că până la urmă acest parteneriat între stat și unitățile de cult și culte în general trebuie să se manifeste la nivelul întregii societăți. Dacă nu mă înșel, este prima dezbatere pe care, în care abordați acest proiect de lege și zic eu că este de bun augur, pentru că aici există izvorul inspirației acestui proiect de lege, izvorul de inspirație al acestui proiect de lege, pentru că am plecat în elaborarea lui de la niște exemple concrete. Nimeni altcineva decât unitățile de cult nu cunosc mai bine problemele cu care se confruntă comunitățile. Fie că e vorba de copii abandonați, de divorțuri, de probleme sociale, de sărăcie, de indiferență între semeni, biserica, unitățile de cult sunt cele care se apropie prin informații de cei care sunt în nevoie. Aici în Sibiu am văzut că unitățile de cult, atunci când vor să sprijine enoriașii, când vor să sprijine persoanele aflate în nevoie, o fac
bine, o fac constant și o fac cu un efect pozitiv pe termen lung. Și atunci m-am gândit de ce să nu extrapolăm aceste evenimente pozitive existente în Sibiu, unde unități de cult pun în practică misiunea socială pe care o au în comunitate și să ducem aceste efecte pozitive la întregul, la nivelul întregii țări. Și uite așa, împreună cu domnul profesor Radu Carp, care mi-a fost un partener constant și extrem de pozitiv în idei, am reușit să elaborăm acel proiect de lege prin care, practic, se instituie un parteneriat între stat și unitățile de cult pentru a revigora misiunea socială a bisericii, a unităților de cult în societate, pentru a veni în sprijinul celor în nevoie. Acest parteneriat merge sub formă de finanțare din partea ambelor părți, astfel încât sprijinul din partea statului să ajungă până la 80%, unitățile de cult să vină cu o parte de până la 20%. De minimum 20%, scuze. Deci, dincolo de acești termeni pragmatici și realizabili, spun eu, aș face o mică precizare privind contextul în care încercăm să impunem acest proiect de lege. Așa cum spuneam, popularii sunt cei care sprijină și încurajează biserica în societate și încurajează această colaborare între stat și biserică în condițiile în care liberalii au de obicei o atitudine reținută vis-a-vis de biserică, iar socialiștii în majoritatea cazurilor sunt indiferenți, chiar uneori ostili bisericii, ideologic vorbind. De aceea voi susține ca reprezentant al Partidului Democrat Liberal identificarea unor noi căi de colaborare între stat și unitățile de cult, chiar dacă astăzi, ca urmare a celor 4 decenii de comunism, există un, să spunem, un curent de indiferentism, aș spune, în sensul în care oamenii, din cauza perioadei comuniste, tind să considere că biserica, cu excepția celor 3 evenimente importante în viața oricărei persoane, botez, cununie și moarte, nu a avut un rol consistent în dezvoltarea individului. De asemenea, aș spune că se manifestă și am constatat cu toții chiar și un curent anti-ecleziastic, anti-clerical, prin care se promovează lipsa de utilitate a bisericii în societate, în act, pentru că biserica n-ar fi un partener constant al individului pe parcursul vieții și putem să observăm lesne aceste manifestări puternic împotriva bisericii și împotriva oricărui ajutor al statului în contextul construirii catedralei Mântuirii Neamului. Și nu numai, ori de câte ori există, este deschis acest subiect al parteneriatului între stat și unitățile de cult, vedem că există o voce restrânsă ca putere, însă puternică, restrânsă ca, să spun, ca și extindere în societate, ca și sprijin în societate, însă destul de vehementă ca, ca forță de propagare. În acest context se vede, deci, că nu e ușor să impunem, recreionăm până la urmă acest parteneriat care a existat în timp, care a funcționat și care poate să preia din misiunea dificilă pe care statul o are în momentul de față cu asistența socială. Ce aș vrea eu să mai precizez este că acest proiect n-ar duce la anularea proiectelor de asistență
asistență socială ale statului sau derulate de organizații non-guvernamentale cu specific de asistență socială, ci pur și simplu ar reprezenta un imbold, un impuls oferit unităților de cult pentru a fi cât mai aproape de oamenii care au nevoie. Aș mai spune de asemenea că în ultimii 20 de ani post-revoluție acest parteneriat între stat și biserică pe partea de oferire de forță bisericii a funcționat pozitiv, în sensul în care s-au făcut construcții noi de biserici, s-au alocat fonduri pentru refaceri de biserici, a fost promovat, încurajat și extins învățământul teologic, religia în școli. Dar dincolo de acest sprijin pe care statul l-a dat unităților de culte, cazul să trecem la un alt nivel, pentru că există un nivel mare, există o intensitate mare a așteptărilor cetățenilor de la sprijinul social pe care biserica poate să-l dea în societate. Și chiar dacă astăzi aș spune că suntem acaparați, invadați chiar de discursul economic, pentru că realmente problemele economice, de competitivitate, de creștere economică sunt vitale. România are o serie de probleme sociale care nu pot să fie marginalizate și de aceea remarc încă o dată și vă mulțumesc pentru sprijinul și prezența dumneavoastră aici și alăturarea față de acest subiect care ține de valori sociale vitale ale românilor. Pentru că astăzi ne confruntăm, am văzut și în raportul prezidențial pentru demografie, cu o scădere a căsătoriilor, cu o scădere a natalității, cu cazuri înspăimântători de multe de copii abandonați, cu părinți plecați la muncă în străinătate, de sinucideri în cadrul, în rândul acestor copii cu părinți plecați în străinătate, cu excese de consum de alcool, tutun, droguri. Deci sunt probleme sociale care trebuie puse, cel puțin pe același nivel, cu problemele economice care, evident, ne preocupă pe toți. Aș încheia spunând că, dincolo de faptul că sunt membră a Partidului Democrat Liberal și proiectul în sine se mulează perfect pe valorile ideologice ale Partidului Democrat Liberal,